subiectul pe care mi l-am ales ca titlu al predicii mele se intitulează așa: Unitatea Bisericii se întemeiază pe Sfânta Trăime, care este structura supremei iubiri. Și vă veți întreba de ce am ales acest subiect. M-am puteți și replica că sunt un idealist, pentru că nu observ în jurul nostru mulțimea de confesiuni creștine, mulțimea de credințe religioase, și eu zic că unitatea Bisericii se întemeiază pe Sfânta Treime, care este structura supremei iubiri. Observ și eu ce se întâmplă în jurul nostru, dar doresc să fiu un idealist. Pentru că Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan a spus că odată va fi o turmă și un păstor. Iar în versetul acesta pe care l-am citit la început din Evanghelia după Ioan, în care ne este redată rugăciunea Domnului Iisus Hristos către Tatăl cel Ceresc, El însuși zice: Doamne, fă ca toți cei ce cred în mine să fie una, cum eu cu tine una suntem, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Cu alte cuvinte, ca misiunea creștină din lume să meargă bine, să fie eficientă, ar trebui ca noi creștinii să fim una, ca lumea să creadă că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și la lucrul acesta ne gândim acum la Rusalii, ne gândim acum la hramul mănăstirii dumneavoastră. Iar una dintre cântările care s-a repetat mereu de Rusalii subliniază tocmai acest lucru. Ținta ultimă a noastră, a creștinilor, este să fim una. Și vă citesc doar o cântare din multele care s-au cântat și care subliniază faptul că Sfânta Treime este structura supremei iubirii. Nu folosesc de la mine aceste cuvinte, ci Părintele Profesor Stăniloae, atunci când ne-a vorbit despre Sfânta Trăime, în dogmatica lui, un capitol întreg este intitulat așa: Sfânta Trăime este structura supremei iubiri. Cu alte cuvinte, nu încape gândul că să se despartă creștinii. Și am zis că în cântările de la Rusalii, în multe din ele, se subliniază această unitate creștină. Eu vă citesc doar o cântare pe care ați auzit-o și frățiile voastre participând la slujbele bisericii ieri și astăzi. Citez: Veniți popoarelor să ne închinăm Dumnezeirii cele întrei ipostazuri, Tatăl în Fiul împreună cu Sfântul Duh, că Tatăl a născut din veci pe Fiul, cel împreună veșnic și împreună pe scaun șezător. Și Duhul Sfânt era în Tatăl preaslăvit împreună cu Fiul, o putere, o ființă, o dumnezeire, căreia toți închinându-ne zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună lucrarea Sfântului Duh, Sfinte tare, prin care pe Tatăl l-am cunoscut și prin care Duhul Sfânt a venit în lume, Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâitor,
cel ce din Tatăl purcezi și în Fiul te odihnești, treime sfântă, mărire ție. Așadar, liturgic, afirmăm tocmai această dorință a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca toți să fim una. Acum, în Sfânta Scriptură, chiar și în Vechiul Testament, nu mai vorbesc de Noul Testament, este subliniată Preasfânta Trăime, care este una și care ne învață ca și noi să fim una. Și un loc foarte cunoscut de iubitorii Scripturii este cel din Cartea Facerii, din capitolul 18, unde ni se relatează ospitalitatea lui Avraam și prin aceasta Sfânta Trăime. În capitolul 18, la început, citim așa: apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avraam la stejarul Mavrii într-o zi de amiază, când ședea el în ușa cortului său. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei oameni stăteau înaintea lui. Și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău. Se va aduce apă, să vă spălați picioarele și să vă odihniți sub acest copac. Și voi aduce pâine și veți mânca, apoi vă veți duce în drumul vostru. Erau trei îngerași și Avraam a vorbit ca și cu o singură persoană: de-am aflat har înaintea Ta. Ei, această ospitalitate a lui Avraam este zugrăvită în icoana Preasfintei Trăimi. Icoana Preasfintei Trăimi, cea corectă, făcută de Rubliov, ne arată pe cei trei îngerași care sunt primiți de către patriarhul Avraam. Acum, am zis că Noul Testament cu atât mai mult ne pomenește despre Sfânta Trăime, care este structura supremei iubiri. În prima epistolă a Sfântului Ioan, în capitolul 5, în versetul 7, citim: căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și aceștia trei una sunt. Nu vă mai citesc și alte locuri din Noul Testament care subliniază unitatea Sfintei Treimi, care ne spune nouă creștinilor că învățătura de temelie a Bisericii este Preasfânta Trăime. Toate rugăciunile noastre încep în numele Sfintei Trăimi și se sfârșesc în numele Sfintei Trăimi, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Ba, crezul nostru creștin, pe care l-au alcătuit Sfinții Părinți la primul sinod ecumenic, tot lucrul acesta îl subliniază, oprindu-se la persoana Tatălui, la persoana Fiului și apoi la persoana Duhului Sfânt. Iar în ce privește unitatea Bisericii legată de Preasfânta Trăime, nu zicem noi în crez la toată Sfânta Liturghie,
într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Acum, teologul Teodor Popescu, unii poate i-ați auzit de nume, alții nu i-ați auzit de nume. A fost profesor de teologie la București și pentru credința lui cea mare a fost întemnițat. Cum întemnițați au fost mulți alți credincioși. După ce a ieșit de la temniță, din punct de vedere al sănătății sale fizice, a fost o epavă. Ei, Teodor Popescu, referitor la unitatea bisericii, a scris câteva lucruri extraordinare și el le-a întemeiat pe Sfânta Trăime. Și zice Teodor Popescu, gândindu-se, așa cum am zis eu la început, că poate mă veți socoti idealist atunci când v-am mărturisit dorința pe care și dumneavoastră cred că o aveți, ca până la urmă să fie un turmă și un păstor, că așa a zis Domnul Iisus Hristos. Ei, Teodor Popescu, în istoria lui, zice așa, Biserica Ortodoxă nu caută să impună nimănui autoritatea ei. Ea nu cere nimănui puterea. Ea cere tuturor unire în credință, de unii schimbată, de alții uitată. Ea nu cere nimănui nici măcar să sufere împreună cu ea. Ea oferă tuturor credința sa încercată în foc, credința de altă dată a tuturor. Ea nu dorește să poruncească nimănui, să umilească pe niciun creștin. Ea dorește să-i poată auzi pe toți zicând ca vechii creștini, să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Un cărturar mare al neamului nostru. E vorba de Simeon Mehedin. Și el își mărturisea această dorință de a-i vedea pe toți creștinii că sunt la oaltă, că se împacă. Și zice el, dorim tuturor creștinilor de azi, de mâine și din totdeauna, dacă e vorba de o înțelegere dreaptă, adică a învățăturii lui Iisus, să știe tare bine că noi românii nu ne vom despărți în veci de felul care au înțeles-o părinții și străbunii noștri. Am mărturisit lucrul acesta. Și acum, dacă ar fi să mă mai opresc la un om pe care l-am pomenit de multe ori, este vorba de părintele Toma Chiricuță. Poate nu i-ați auzit de nume, dar de Institutul Oncologic din Cluj ați auzit cu toții. El a fost întemeiat de doctorul Ion Chiricuță. Ei, tatălui a fost părintele Toma Chiricuță. Și părintele Toma Chiricuță, gândindu-se și el la această problemă pe care v-am pomenit-o eu astăzi, conducea o revistă, Fântâna Darurilor, și articolul de fond întotdeauna îl scria el. Și odată, de sărbătorile de iarnă, a scris, rezum, următorul articol. Își închipuia că noaptea stă în peștera din Betleem și vede cum vin în peșteră în jurul pruncului Mântuitor, păstorii cu darurile lor, îngerii cu cântarea lor, cei trei crai cu darurile lor și toți
erau plini de lumină și de bucurie și prâncul Mântuitor îi privea cu atâta drag. Zice el, au trecut 2000 de ani și sunt din nou în peștera din Betleem. Creștinii nu pot veni cu toții în peștera din Betleem, că acum sunt mulți, n-ar încape, dar își trimit reprezentanții. Un reprezentant ortodoxii, un reprezentant catolicii și alt reprezentant protestanții și neoprotestanții. Daruri bogate și din nefericire pruncul Mântuitor nu îi mai privește cu același drag ca și pe cei de la început și ei rămân consternați. Doamne, nu ți-am adus noi daruri mai multe și mai bogate decât cei din tâi? Mi-ați adus? Dar atâta vreme cât veți mai rămâne despărțiți, nu vă pot privi cu același drag cu care i-am privit pe primii creștini. Concluzia pe care o tragem noi este cea schițată de profesorul Teodor Popescu. Am dorit ca să se facă ortodoxi și catolicii, să se facă ortodoxi și pentecostalii, și baptiștii, și adventiștii, și toți creștinii de pe glob și să fie, așa cum zice Domnul Iisus Hristos, o turmă și un păstor. Și vezi, zice, de ce vă pun la suflet aceste idei care sunt utopice tocmai acum de această, cu prilejul acestei mari sărbători, sărbătoarea Rusaliilor? Pentru că Duhul Sfânt este Duhul Unirii. Acolo, în Ierusalim, la sărbătoarea Rusaliilor, Duhul Sfânt s-a coborât, plin de Duh Sfânt, ucenicii au ieșit în piață, le-au bine vestit celor mulți care erau adunați la sărbătoare și 3000 dintre ei s-au încreștinat și au devenit una. Și atunci, zic eu, Duhul Sfânt care se revarsă mereu în biserică peste noi, El să fie Cel care ne ajută ca toată lumea aceasta să devină creștină, ortodoxă și să-L preamărească pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Până atunci însă, așa cum a zis și cel pe care l-am citat, este vorba de Simeon Mehedinți, până atunci să dea Dumnezeu să le fie bine tuturor creștinilor, la fiecare în confesiunea lui, dar nădăjduim că va veni clipa când va fi o turmă și un păstor. Acum lucrul acesta am zis că nu știu dacă era neapărat nevoie să vi-l spun acum. Da, ideea este frumoasă și mare pentru că o dorește Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, pe celălalt tărâm al sărbătorii de astăzi, vreau să-i spun Preasfințitului și Părintelui Stareț și celor ce au pus umărul ca să ridice această minunată biserică, că biserica aceasta frumoasă, biserica aceasta în care se vor face rugăciuni, tocmai de asta e făcută, să se roage bunului Dumnezeu să fie o turmă și un păstor. Oricum, noi îi felicităm din toată inima să vă tignească de ea. Și dacă nu se poate spune la sfințirea unei biserici tot ce ar trebui să se spună, pentru că sunt atâtea amănunte care pe timpul ridicării ei i-au provocat pe ctitor și pe cei ce l-au ajutat să se dăruiască, a fost un poet al nostru, Tudor Arghezi, care a scris o strofă de poezie cu care și închei, care rezumă exact ceea ce s-a întâmplat la ctitoria
acestei biserici, a acestei mănăstiri. Și strofa de poezie e următoarea. Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. Iar noi îl rugăm pe Dumnezeu ca celor ce au ridicat-o să le răsplătească cu darurile sale bogate și dumneavoastră tuturor să vă dea multă tihneală atunci când veniți să vă închinați în această frumoasă mănăstire. Amin.